Salut, prieteni! Transmitem din nou din garajul Moto24. Cum sezonul de enduro tocmai a început, am terminat și noi astăzi să pregătim o nouă motocicletă de enduro, un KTM 300XC, și am zis să vă reamintim un pic cam ce se poate pune pe o asemenea motocicletă ca să fie ready to race. Așadar, o luăm roată. Avem ventilatorul, fără de care nu se poate să faci hard enduro. În cazul de față, motocicletei a fost pus un rezonator FMF Gnarly. În ceea ce privește protecția motorului, avem capace atât pe partea de ambreiaj, cât și aprindere de la Acerbis. Un capac pe o parte, unul pe o parte. Scut de plastic de la AXP, suficient de rezistent și, spre deosebire de cele metalice, nu vibrează deloc. Acordăm o mare atenție protecției discului de frână sau discurilor de frână. Aici, în cazul de față, avem o protecție din aluminiu de la Bulletproof, din punctul nostru de vedere cea mai rezistentă de pe piață, cel mai tare și dur aliaj. E o protecție completă cu tot cu suport de etrier. Ca să nu avem dureri de cap cu rulmenții, folosim race cap-uri care previn pătrunderea prafului în larulment. Având în vedere traseele de hard enduro abordate, chingile de la Kriga, atât în spate cât și în față, sunt esențiale. Protecție pentru comenzi, în cazul de față, handguard-uri de la Moose Racing au lansat un design nou al protecțiilor de plastic, care au cauciuc în partea superioară și în partea de jos, foarte faine din punctul nostru de vedere. De asemenea, protecție de disc față de la Acerbis. Vă povesteam de capacul de la aprindere, capacul Acerbis. Foarte important, protecția de senzor TPS, în cazul de față de la X-Grip. Este critică, întrucât dacă ai scăpat motorul pe o piatră și se sparge capacul original, se dereglează TPS-ul, motocicleta nu va mai merge deloc. Această motocicletă are un kit de volum mărit de combustibil de la KTM and Husky, se găsesc exclusiv la Moto24. Practic este flanșa aceasta din metal, care spre deosebire de cea din plastic original la motocicletă este mult, mult mai rezistentă, și avem filtrul acesta de aluminiu cu o capacitate de filtrare mult mai mare. Cei care folosesc TPI-uri, probabil ați observat că în regimul superior, după folosirea într-un regim superior de turație, motocicleta dă semne că nu ar avea combustibil suficient. Acest kit rezolvă această problemă. Protecția de radiatoare, din nou critică, în cazul de față niște protecții de radiator de la Bulletproof. Și această motocicletă are și puțin bling-bling, respectiv un jug ROX de la X-Trig, completat cu un set de prinderi de ghidon cu PHDS, tot de la X-Trig. De fapt, nu poți să pui X-Trig fără PHDS-urile lor, pentru că prinderea în jug este de 12 mm. Și pentru ca să o facem foarte racing, motocicleta aceasta are un kit de grafice integral făcut la comandă de cei de la Let's Ride. Cam atât. Sper că v-a plăcut jucăria noastră. Ne vedem prin păduri și pe la concursuri.